Da? Mergem mai departe. Pentru Gemeni, Mercur spuneam anaretic în semn pe ultimele grade, alături de el, de fapt, la ceva distanță, dar tot în Gemeni, în nodul nord. Iată, pentru Gemeni s-ar putea să fie foarte important o hotărâre, o promisiune sau un contract pe care îl semnează săptămâna următoare. Atenție că este vorba neapărat de planul financiar. Luna nouă are loc pe casa a doua, pe casa ta, deci s-ar putea să fie vorba despre o mică investiție sau despre o negociere, ceva ce este foarte important pentru Gemeni. Și parcă și-ar lua un angajament în zona aceasta legată de achiziție sau de validarea unui talent, al unui hobby pe care ei îl iau. Mai mult decât atât, conjuncția Venus-Marte de pe zona aceasta a studiilor, da, pe casa a treia, vorbește despre o zonă în care ei se simt nesiguri de ceva, vor să devină mai puternici în ceva ce poate n-au avut timp până acum, să spunem, să studieze. Vom vedea foarte mulți gemeni care vor să se reprofileze, foarte mulți gemeni care își doresc să cunoască lucruri din domenii conexe, din domenii diferite. Nu este rău, dar iarăși vorbim despre această energie. Mare atenție la discuții care vorbesc despre o hotărâre ce trebuie neapărat luată. Mercur spune că îi poate pune pe gemeni în fața unui adevăr, poate într-o formulă pe care nu o așteaptă, dar este ceva ce cu adevărat îi tulbură, pentru că gemenii în ultima vreme, modificați fiind puternic de prezența lui Pluton pe casa Scorpionului, au cam înțeles foarte multe lucruri de natură ocultă, de natură subtilă, de natură spirituală, ca atare cam puțin mai poate să-i surprindă Universul cu ceva. Problema este că mai mult îi surprind cei din jur prin problemele lor și prin faptul că ei nu înțeleg, și gemenii se simt tot timpul responsabili când vine vorba de prietenii și de relaționare, pentru că asta e natura lor. Așa cum leului îi place să se simtă toată lumea bine, scorpionului îi place să se bage în cele mai ciudate situații pentru că el paradoxal se încarcă, așa gemenii se simt responsabili de această relaționare chiar și cu oameni pe care îi văd pentru prima dată. Da. Deci atenție nu cu liniștea lor interioară, cât cu cei din jur care la un moment dat îi pot destabiliza, pentru că vor fi foarte mulți. Uranus e pe casa 12. Da, și este un aspect despre care oricum era anunțat, e de ceva vreme. Cei care au în general gemeni în preajmă se vor duce, se vor orienta către gemeni să le pună întrebări, pentru că vedeți dumneavoastră acest semn al aerului despre care se spune clar în spiritualitate și de la sine înțeles, aerul e peste tot, pătrunde în orice element, în orice material, simte, percepe, traduce respectiva, nu-i așa? Senzație, trăire, intuiție, clar viziune, clar audiție, depinde de stadiul de evoluție al geamului respectiv. Și atunci, într-adevăr, se duc, cine are semne de aer în preajmă, pământul va necesita un foc care e latent, e mai degrabă, nici nu, da? Va avea nevoie de această, mi se spune greșit câteodată, spirit ludic, nu e neapărat ludic în sensul... Da, jucăuș obișnuit. Da, nu aruncăm în derizoriu această capacitate de a transcede, de a vedea doar cu relaxare, cu detașare, trebuie făcut următorul lucru, o luăm încolo, facem așa, și cei din jur, mai ales semnele fixe, se vor duce și vor pune întrebări specifice privitoare la soartă, existență, cum să fac, așa că un gemen în perioada imediat următoare, dacă are vreo 5 tauri, 7 fecioare și 2 capricorni de jur împrejur. Ce că n-ai spus lei? Să se baricadeze. Revenim cu publicitate. Glumesc, da. Am revenit, vorbeam despre nativii gemeni, Ingrid. Da, într-adevăr, investiții neprevăzute pentru gemeni, am spus discuții foarte importante, hotărâre, s-ar putea să fie nevoie să iau o hotărâre care are o relevanță nebănuită la început pentru ei. Spuneam de toate acele persoane care sunt cu probleme și le cer oarecum gemenilor să-și asume responsabilități, pentru că ei vin după o perioadă în care au cam înțeles ce era de înțeles, s-au maturizat foarte mult gemenii și din cauza unor probleme cam la limita, spuneam, crizelor existențiale. Și părerea mea este că săptămâna următoare vine cu o provocare destul de importantă pe zona financiară. În sensul bun poate să fie. Deci pur și simplu, da.
Poate fi vorba despre o hotărâre. Provocare, în general, trebuie înțeles acest cuvânt, care e chiar concept, cuvânt, concept, în ideea de noutate neașteptat. Sau alegere, da. Neașteptat și tu trebuie, nu așa, să ai disponibilitatea, capacitatea să iei o decizie atunci, în momentul ăla. E o provocare pentru mulți dintre oameni să ia decizii în momentul, ziua, ora, clipa în care apare ceva. Un element de noutate, în totalitate de noutate. Restul nu este o provocare, restul vieții noastre de zi cu zi. Gemenii se descurcă la provocări, nu-mi fac griji. Nu-mi fac griji, dar vorba ta, cum ai spus, s-au maturizat gemenii. Lăsând orice glumă deoparte, într-adevăr există și gemeni care pot rămâne naivi, deci nu inocenți, toată viața lor. Una este inocența, alta este naivitatea. Vin cu o încărcătură în această existență. Am cunoscut, eu sunt zodia gemenilor, dar vedem cezarului și lui Dumnezeu, cea lui Dumnezeu. Am cunoscut gemeni care au o doză de naivitate, nu inocență, de netrăire, nici de cum trăire. Ei sunt foarte senzitivi, percepți multe lucruri și așa mai departe, dar a nu se confunda acest lucru cu capacitatea de a te manifesta matur, că nu orice simți și orice trăiești este de livrat către exterior sau de integrat. Da? Aici este, în general, la un nativ geamăn este marea încercare a vieții lui să facă această selecție, să capete discernământ spiritual în mod real. O săptămână care urmează, din punct de vedere astrologic, iată, le pune încă o dată în plus, le revelează faptul că ei trebuie să facă dovada unui discernământ spiritual. Am văzut noi așa, să ne uităm la o grădiniță, câtă viață când sunt pauze, sau la școală când sunt pauze, câtă voiciune, câtă viață, cât zgomot, cum se joacă copiii. Acel lucru trebuie să capete o liniște, la o anumită maturitate. Și nu vorbesc de cea biologică. Trebuie să așezi lucrurile fiecare în mat, că altfel rămâi cum îi spune, un spațiu aferent unei școli sau a unei grădinițe în care veșnic e zgomot. Nu asta înseamnă că ești, că ai spirit ludic și nu e neapărat de lăudat acest lucru. Geamănul trebuie să cunoască, și săptămâna viitoare este un nou examen, trebuie să cunoască și acea pace, acea liniște când intră copiii la clase, când grădina școlii s-a golit și să mai au și alte lucruri, să mai au și ciripitul păsărelor și alte semnale și alte mesaje, nu doar pe tine. Mergem mai departe pentru nativ Irac. Iată, luna nouă de astăzi are loc, evident, chiar în semnul lor, cu luna în domiciliu aici. Un moment favorabil, dar totuși să nu uităm faptul că soarele este opus cu Pluto. Deci emotivitatea aceasta puțin peste medie poate fi antrenată și în urma unui mic conflict, însă conflictele în această perioadă, evident și pentru nativ Irac, pentru că nici o zodie nu face abstracție de la regula Universului, niciun conflict în această perioadă nu este ce pare a fi. Adică mare atenție că bucurile pot să nu fie bucurii și de fapt în substrat pot fi chiar mici atenționări că urmează ceva neplăcut, nu te bucura. Știi, pe principiu, cine râde la urmă râde mai bine. Eu, de exemplu, în această perioadă nu prea am curaj să mă bucur foarte mult oricât de frumos ar veni către mine o situație, pentru că întotdeauna mă gândesc care este substratul ei, dacă nu cumva este ceva poleit, și după aceea urmează o atenționare, stai că te-ai bucurat prea repede. Deci este o perioadă în care sfatul este nu vă bucurați înainte de vreme. Și invers, un mic conflict sau un mic necaz poate să ascundă în spate ceva care de fapt să aibă o conotație spirituală. Deci indiferent de natura micului conflict, să spunem, de zilele acestea, pe care îl văd un pic venind așa către, mai ales către semnele direct vizate, Rac, Capricorn, în spate s-ar putea să fie o tentă spirituală și o semnificație spirituală foarte importantă. Într-adevăr, zona investițională poate să fie un fel de misiune karmică în această perioadă. Mulți nativi Rac se vor gândi la modul cel mai serios cum să-și gestioneze, cum să-și administreze averea, cum să se pună la adăpost pentru racii tineri, cum să înceapă să câștige cât mai bine și unde să se ducă să fie mult mai bine plătit și așa mai departe. Aici este o descărcare karmică, pentru că Saturn în vărsător pentru ei se găsește pe casa banilor a Scorpionului. Da, ei se găsesc aici, pe zona asta socio-profesională-financiară, într-un tren karmic care trebuie să
oprească exact la stația pe care ei și-o doresc din punct de vedere al remunerației concrete, din punct de vedere al banilor pe care îi primesc. Sunt direct interesați, simt că este momentul lor să producă mai bine, să-și găsească un loc de muncă bine plătit sau să, pentru cei care sunt antreprenori, care sunt pe cont propriu, de asemenea să facă în așa fel încât să se poziționeze cât mai bine. Este o perioadă în care pot exista riscuri, dar totuși să nu uităm că Pluton în Capricorn vorbește despre un soi de restricționare al riscurilor. Nu este Pluton Scorpion, nu este Pluton într-o zodie foarte curajoasă, este totuși în semnul restrictiv al Capricornului pentru toată lumea. Deci nu este o perioadă în care să ne permitem să investim, să ne aruncăm cu capul înainte și să nu ne gândim la consecințe. Deci este bine totuși să se pună accentul pe investiții, pentru că acolo se găsește Saturn în casa Scorpionului, dar nu puteți risca totul, nu intrați în lucruri periculoase. Uranus în continuare este și el tensionat și tot rebel rămâne și ne poate face surprize care mai de care mai dubioase. Ca atare, mai bine puțină monotonie pentru raci decât să riscăm și să intrăm într-o zonă în care nu avem control. Deci personal recomand monotonia strict pentru nativ irac decât orice fel de zonă de risc. Nu sunt puține aceia care deja au intrat, pe, din păcate, pe o zonă de... se despart de trecut într-o formă sau alta, parteneriate, firme, relații. Încheie, știi, au o perioadă paradoxală. Dacă, nu știu, un rac, pe de o parte avea un proiect, de exemplu, să construiască o casă, pe de altă parte avea și, nu știu, un parteneriat, o firmă, se va trezi că se închide firma, se termină casa cu bine. Va fi o perioadă la extreme. Apropo de această influență și a Capricornului și a felul în care aspecta Capricornul, rămân lucrurile care au sens, semnificație, care îi așează în acel bine personal, pentru că leitmotivul vieții unui rac este siguranța personală. Când spunem despre rac că este familist, de fapt el... Nu e conceptul romantic, nici de cum. Este conceptul dependența de o situație confortabilă. De o situație, da, nu știu ce înțeleg oamenii prin confortabil. Dar hai să-i spunem confortabil. Dependența de o... cuib, cămin. Cuib, excepțional. Cuib, da? Asta înseamnă, de fapt, pentru rac. Și, din păcate, ratează multe experiențe în viață racul, căutând mai degrabă această siguranță, până la urmă, atât de trecătoare. Treci o viață întreagă și n-ai nici măcar n-ai intuit cât uși de puțin cine ești, de ce ai venit, de ce ai trăit, ce ar fi trebuit să faci. Aici leitmotivul care ar trebui să-și-l depășească un rac, să nu mai rămână fixat în obsesia să aibă acel cuib, înțelegi? Și s-ar putea să aibă surprize rac în perioada imediat următoare în această privință, nu neapărat referitor la o reședință. Ideea de cuib începe cu ideea de cuplu, nu-i așa? De la maturitate, de la anumită vârstă încolo, părăsești familia biologică, te duci către familia pe care tu ți-o construiești, nu-i așa? Spuneai de precauție, pe cât de ok au părut anumite situații până, să spunem, săptămâna trecută, racii pot constata că nu a fost așa, că n-au adunat toate datele, așa este. Că s-au păcălit, că au greșit. Mergem mai departe. Pentru nativii Leu, vorbeam despre faptul că acest Neptun în pești pe semn de Scorpion ne vorbește despre protecție. De unde vine protecția pentru lei săptămâna următoare? Pentru Leu, Neptun se găsește în cea mai delicată, de aceea vom vedea foarte mulți lei care acuză o stare de neliniște nefirească, acuză și o stare de sănătate foarte delicată și sunt destul de necăjiți în această perioadă, asta deoarece acest Neptun, cu care nu este deloc de glumit, spuneam, pentru că este în pești, deci înseamnă curățenie sufletească, cu cât ești mai impur sufletește, cu atât suferi mai mult, se găsește pe decan de Scorpion și iată pentru nativii Leu, nici nu știu dacă să zic din păcate sau din fericire, se găsește și pe casă de Scorpion. Deci vă dați seama cât de puternică este transformarea leilor în această perioadă și cât de solicitați sunt prin această forță cu care Neptun vine și le face curățenie în viață de o manieră incredibilă, în care cel mai mic neadevăr, cea mai mică falsitate din viața unui leu se poate transforma într-o tragedie, într-un element de fatalitate. Mare atenție! Orice situație pe care o percepeți ca fiind
să spunem așa, tulburătoare, neplăcută, provocatoare, că vă devitalizează, vă supără, vă face să nu dormiți nopțile și așa mai departe, este un element în care trebuie să se ia o măsură pentru că s-au îndepărtat prea mult de propriu suflet sau de divinitate. Nimic din ceea ce nu merge sau nimic din ceea ce scârție nu înseamnă decât un singur lucru. Acolo nu faceți ceva cum trebuie. Nu există nu fac ceilalți ceva cum trebuie. Leul nu face ceva cum trebuie. Fie nu are ce căuta în prezența anumitor persoane pe care nu le poate el schimba, n-ai cum să schimbe ADN-ul unui om, fie leul în sine, repet, nu face ceva cum trebuie. Deci, așadar, leii trebuie să rumege foarte bine, să regândească foarte bine acele situații care sunt tulburătoare, pentru că vă spun sincer, acest Neptun în pești pe decan de Scorpion, cu riscul de a plictisi, tot repet, și pe casă de Scorpion pentru leu, înseamnă o transformare atât de puternică încât la leu chiar se potrivește ce am spus mai devreme, trebuie să moară ca să trăiască. Deci până nu vor simți că mor, nu neapărat de durere sau de suferință, de faptul că lucrurile nu mai sunt nici pe departe cum erau. Vom găsi lei în viața cărora n-a mai rămas nimic așa cum a fost poate cu un an sau doi înainte. Sunt destul de schimbați, destul de transformați. Fiecare nativ leu veți observa că are o transformare majoră în destin, trece prin ceva care îl transformă fundamental și trebuie să se obișnuiască, să se recalibreze cu noua situație pe care destinul o propune, pentru că este mult mai aproape de zona în care îl vrea Universul și Dumnezeu decât unde era el în trecut, chiar dacă era mult mai confortabil. Știm foarte bine că le-au această problemă cu confortul, dar nu confort neapărat ca la zodiile venusiene să aibă o, nu știu, o cameră mai degrabă frumoasă, psihologic. Mai degrabă psihologic, de a fie confortabil cu cei cu care sunt în preajmă. Știi ce m-a uimit întotdeauna la această zodie, la zodia leului? Deși vin pe un sprijin planetarului Thor, deși vin pe, cum să spun, aproape la infinit semne în privința căii pe care trebuie să o urmeze în viață, elementul de emoțional, în general la leu, îl duce către a lua decizii greșite. Fie să nu rănesc, să nu spun un cuvânt nepotrivit, temeri. Și asta îi poate îndepărta foarte mult de misiunea lor personală. Leu trăiește o viață întreagă, o viață întreagă pentru a învăța să ia taurul de coarne. Nu cealaltă zodie. E o metaforă, da? Putem găsi leu la 80 de ani care descoperă pentru prima oară cuvântul rugăciune, cartea de rugăciune și învață Tatăl nostru, pentru că el a fost atât de preocupat toată viața să nu deranjeze, să nu provoace diverse neajunsuri celor din jur, încât poate uita să înțeleagă corect ce înseamnă evoluție spirituală. Nu înseamnă doar să te faci preș în fața celuilalt. Nu înseamnă să te închizi în tine de o manieră când nimic nu-ți convine, astfel încât să te alienezi finalmente. Putem găsi lei spre sfârșitul vieții lor, oarecum alienați mental, psihologic, pentru că au acumulat și n-au știut să dea afară. N-au știut să dea afară, da? Îi putem găsi, mulți au diagnostice la 70-80 de ani de anxietate severă, depresii, distimii, așa mai departe. Ei trebuie să învețe să își activeze acele mecanisme de degrevare asupra sarcinilor mentale și sufletești. Ei sunt deosebit de activi. Cel puțin lăuntrii pot să nu pară deloc așa. Din potrivă, tăcuți taciturni în lumea lor, se cree buricul pământului. Nu ți s-a spus niciodată că ești arogantă? Cred că ți s-a spus. Uneori așa e perceput leul. E închis în el, nu grăbit. Nu mai să mă că vorbeai cu mine. Revenind după publicitate. Da?